Stai un sec. Bă, altă mașină mai rămân cu o mașină. Păi, sunt mai lungă. Gata, mă? Bună ziua! După cum știți, în acest weekend se va desfășura o nouă etapă de campionat. Echipa noastră va juca sâmbătă la ora 14 în deplasare cu FCA Ninoasa. În fața dumneavoastră se află antrenorul principal al echipei, domnul Nicolae Dică, și fotbaliștii Robert Grecu și Ciprian Negoiță. Nico, câteva cuvinte despre meci, apoi băieții și întrebări. Ne așteaptă un meci important. O echipă care joacă bine pe teren propriu. În meciul de acasă sunt o echipă foarte agresivă, au un joc defensiv bine pus la punct. Sunt echipa care primesc gol foarte greu. Noi trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, să avem răbdare, să avem acea posesie pe care eu mi-o doresc și să credem în șansa noastră până la finalul fluierului. Robert, cum vezi tu meciul? Da, ne așteaptă un meci foarte greu, o echipă foarte bună în care sezonul trecut ne-au pus probleme. Trebuie să mergem acolo să fim foarte motivați și să luăm cele 3 puncte. Ciprian? Cum a spus și colegul meu, este un meci greu, dar este și o revanșă de luat, pentru că anul trecut este echipa care a încurcat la promovarea, să zicem, în Liga a doua. Noi vom fi concentrați și ne vom întoarce cu cele 3 puncte de acolo. Avem ceva, suspendări, accidentări? Accidentări avem. Manole, care știți, este o accidentare mai veche. Sperăm ca în săptămâna viitoare să reușească să intre și el cu echipa. În rest, nu avem probleme. Nicu, crezi că starea terenului, având în vedere vremea care e de câteva zile, va influența sau poate influența jocul echipei? Da, într-adevăr, eu spun că clima influențează jocul echipei, pentru că la Ninoasa, într-adevăr, nu este un teren la fel de rău cum am găsit la Craiova, de exemplu, sau la Podari. Este un puțin mai bun decât cele două terenuri, dar nu avem ce face, trebuie să jucăm, să încercăm să ne facem jocul cât putem de mult, să avem o agresivitate ca cea de la pe care o să aibă și echipa din Ninoasa, pentru că știți foarte bine ce probleme am avut anul trecut acolo și am jucat pe un timp la fel ca astăzi. Pare cea mai bună perioadă din istoria SCM-ului, adică suntem pe un drum foarte bun, avem liniște la echipă, toate ingredientele Da, într-adevăr, suntem într-o perioadă bună. Liniște la echipă este. Eu liniște nu am, pentru că chiar dacă sunt la început de carieră, știu că drumul este lung. Mă gândesc în fiecare zi la treaba asta, sunt concentrat pe treaba asta în fiecare zi și îmi doresc să avem rezultate pozitive în continuare pentru a fi acea atmosferă bună la echipă. Că atunci când ai rezultate bune și atmosfera este bună. Noi trebuie să continuăm pe aceeași pantă, pentru că suntem pe drumul bun, dar, cum am spus, avem mult de muncă până la a ne îndeplini obiectivul. Doamne, spune-ne despre 400 de aici. E în general bun, bănesc că îmi dorești mai mult. Da, aici m-am simțit cel mai bine, pot spune, pe când m-am apucat de fotbal. Nimic mi-a dat foarte mare încredere și colegii la fel. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici și sper să ajung că... Dacă e serios, trebuie să fii serios. Trebuie să fii serios. Le-am dubit după o perioadă mai delicată, vorbesc că ușor încerci și tu să reintri în ritmul normal. Da, am avut o perioadă de inactivitate, am avut o accidentare puțin mai gravă. Acum cred că sunt pe un drum bun și o să-mi revin, o să fiu pe nivelul care l-am avut până acum. Gata? Gata. Ok. Nu trebuie să mai și râdem, mă. Ba da, corect. Atât.